Salutare, salutare, suntem în perioada de transferuri și ne apropiem de jumătatea lunii ianuarie. După cum știți, eu nu fac transferuri multe. Chartonul vrea postală, refuzăm pe Hindri. Codre are ofertă de la Daruș, dar îl refuzăm. O să facem maxim 1-2 transferuri dacă le vom face, pentru că în momentul de față trebuie să ne concentrăm pe jocuri, pe meciuri, pe antrenamente, că avem probleme mari acolo și din păcate ne costă. Iată Fuen la Prada, delegăm doar împrumut dacă se dorește. Vrem să lăsăm să joace, că e greu să-și intre acum în Madrid. L-am adus pe Davis, să-l avem și pe Barbosa și pe Codrea, avem mulți în bandă, Ivanovic la fel. Olariu are și el oferte, atât de la Bradford, da, îl acceptăm, asta vedem. Iar de cumpărat avem asta, aici putem juca. Mă interesează Bachic ăsta la jumate, că am văzut că are multe, dar nu știu cât costă. Nu-l vinde, căcat. Denis Dumitrașcu și el e interesant, dar momentan avem acolo. Și în atac mă gândesc că pe Malele, nu știu, o să-l las, că nu o să promovăm, că e de vreme acum. L-avem pe Accente și Mediu. Mă mai gândeam la asta, la Castrati, cu tot din Kosovo, un jucător care am văzut că are stele multe peste tot. Să vedem dacă ni-l dă și ce am putea face cu el. Te-l dăm și noi pe Igne, că tot îl plângem pe aici pe banca de rezervă. Ei vor pe Daniel Podvulescu, dar nu-l dăm, clar. O să căutăm altă soluție. Romario Rus. Așa, vrea 200.000, îi dăm și noi 100.000. Nu știu din ce țară provine. Vrea 170.000. Se zice că am semnat cu el, dar nu știu cât o valora el, așa cât de bun o fi. Se negociază cam ușor așa din ce văd eu aici. Acum să sperăm că o fi și într-un ceas bun. 63 ani. Să îl vedem. Cum v-am spus, cred că el va fi cam singurul transfer în acest moment, că nu... N-are rost. Doi ani, nu? Tot ce... Un an, ești nebun la cap. Păi trec cu doi ani. Un an. Short. Mai...
tot trec și pui mai mult, că de-aia luați. Pe bune, recu. Scutarul, trebuie să te refaci, nene, că și așa ai scăzut, ești prăpăd. Ia o să-l aducem și pe ăsta, pe castrat. Castrati. Mamă, mamă, bă, greu, nu. Nu facem bine deloc. Mamă, ăștia s-au pus pe mera, mă, ăsta mai are o că... Păi, Ignea nu se punea niciunul să ia. Ia să-l bag, nu e pe castrati, direct îl bag. Bun, așa de cu Călin Barbosa Năstăsie. Dar a câștigat și Buzău, e bine că a bătut pe Târgu Jiu și uite așa ne ținem și noi acolo în Hora, facem Hora Mare. Asta s-a împrumutat, uite, are și Barbosa, are ofertă de la... Young Boys. Îmi place că dă toată lumea, dacă nu dă mera asta de bele. Avem nevoie de victorie și cu ăștia. Mui, futu-s gura mătii. Buzău a bătut. E că ne ducem în 5. E că locul 5 scrie pe noi. Mă, ce vreți, mă, voi de la mine? Că v-a însemnat cu jucători, lăsați-mă direct să mă ocup de echipă, că e groasă. Pe gafere, dar fotbal nu prea, gafere, nici tălică. No, eu văd că e sărăcie pe aici. Ăștia l-au vândut pe Manolache și ăștia pe Răducan. Chiar sunt curios cine l-o fi la Părăducan. S-a refuzat la Barbosa. Ce să-i zic, să fie sănătos. Codrea nu pleacă. Cred că sunt ultimile ore de transferuri. Olariu are ofertă de la Rapid. Și Popovi să plece în Anglia, dar îl refuzăm. Nu putem vinde pe Popovici că rămânem fără. Târziu, domnule, dacă nu... Nu l-ați luat când a fost a plus scoate.
După listă. Păi cam asta este echipa noastră care ne-a rămas, cu care o să ne batem și vedem ce junior o să ne mai sosească. Ne îndepărtăm. Suntem la 9 puncte de Târgu Jiu și de Petrolul. O parte e bine că s-au prins acolo amândouă și... Și poate îi facem să vedem ce partide avem. Hoelu, avem UCFR și este la rând aici. Deci vom avea o săptămână grea în care o să folosim rezervele. Hai mă să vezi că acum o să fie bine. Folosim rezervele ca să avem pe ăștia odihniți cu CFR-ul clar. Asta e, o furăm, nu o furăm, nu mai contează. Dar eu am încredere în băieții noștri. Jucăm cu rezervele că este important să jucăm cu CFR-ul. Plouă și Dan Păltinișanu găzduiește meciul vedete al acestei runde de Liga a doua. Iată-l pe Mane. Mane încearcă cu Coman, jucătorul adus de la Recea cu Surle și Trâmbițe, fost golghetere. Asta vedem mai departe, iată cât de frumos a jucat-o lui pe asta și offside la Ivanović. Nu, năstăsire acolo. Cum v-am spus, avem meciuri grele în următoarea perioadă. Ia să vedem acum, minge ajunge la Castrati. Castrati are viteză bună. Castrati, gol! Gol! Castrati, jucătorul din Kosovo. Marchează și el. Oh, pericol! Da, eu. No.
Năstasie scapă cu balonul în afară și iată rezultat surprinzător de bun pentru ai noștri. Ia, cocere Coman, cum să vedem, trebuie să marceze și el așa a făcut-o prea lungă Coman. Marius Coman aveam pretenții mari de la și încă tot aștept să-și dea și el drumul și să marcheze, dar e foarte greu și iată o intervenție de mare fundaș acolo a lui Pițian. De data asta n-a mai clacat ca în meciul trecut Popovici. Scutaru iese și el cu balonul la picior, pasa este tare. Au încercat să blocheze, ia să vedem, să vedem acum. Nu e offside, dai omul, dai omul, băi, și nu e bun la cap, mamă, mamă. Ce ocazie are Castrati. Pătrundere. E al nostru balonul. Cred că este corner. Nu. Tot aruncare de la margine. O trecere bună. Și 2 la 0. Frumos, 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 frumos. Au lucrat-o bine băieții. A marcat Mane. Foarte bine a făcut preluarea. Bohu, bare, Cluj, pericol, fără hindri și gol, 2 la 1. 2 la 1. A marcat Golan. Mamă, e meci periculos ăsta, dar noi așteptăm meciul vedetă din Cupa României cu Cluj, atât pe Castrati. Castrati la baron pleacă foarte bine cu mingea. Se duce printre trei jucători și acum mai pasează lui Mane. Mane poate veni cu centrarea. Așteaptă, dar nu și așteaptă. Tot la el sare balonul. Să vedem acum Popovici. Golan. Bine, a saltat-o pentru Năstăsie acesta. Bine, să vedem pe spate. Se încheie prima repriză. A intrat Negrean în locul albanezului Acea. A sărit Scutaru. Minutul 83. Nu, nu așa. Fantastic, Hindrich, fantastic.
Iată, zicea să cumpăr alt portar pe cel să nebun. Pițian, Scutaro. Dă-o mă mai departe. Și Ivanovic se duce cu ea. Ivanovic se întoarce. Ivanovic, e bine, e bine, suntem în careu. Corner. Cât de bine ține așa în priză. Castrati! Și, wow, ce ocazie! Se încheie partida și câștigăm cu 2-1 în meci. Un meci greu, un meci istoric, un meci fantastic. Și ne pregătim pentru examenul decisiv cu Buzău a furat-o. A furat-o Buzău. E bine. Mediop, păi, fă tată că ai căzut, nu mai știm forma aia de rea odată. Codrea vrea să joace, este și normal. Ia să vedem rezultate, nimic până acum. Clasamentul este următorul, acum avem meci cu Faro, meci cu Faro, 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 34 de puncte, noi 41, e sună acolo. E bine că a luat ăștia bătaie și iată ne apropiem la 2 puncte de locul 3 și suntem în continuare la 11 puncte de locul 1 și 2. Se pare că le merg braț la braț, dar în acest moment ne interesează sferturile cu CFR Cluj. Aici cred că voi juca. Ba, las până Stăsie, Jorza Barbosa. Hai lăsăm pe ăștia, așa ca strategii, nu? Da, așa mergem prima... prima parte, după vom vedea dacă schimbăm sau nu. Am atins sferturile, ceea ce e bine. Sferturile Cupei României. Cupa României Timișoara la fotbal este prezent acum în acest moment aici. Jurj. Mediop. Se întoarce bine, îl găsește pe Mici Axete, Mici Axete, iată scapă, se duce Mici, se duce Mici Axete, gol! Timișoara! Un început superb, un început superb de partidă. Și avem 1-0 din două pase, prima fază și gol. Și CFR-ul este luată prin surprindere de apetitul nostru ofensiv. Ia să vedem în continuare Barbosa pentru Axente. Axente pentru Lantovlevic și urcă spectaculos Lantovlevic cu bine concentrare pentru Mediu. Corner. De altă, publicul este înmărmurit, publicul... de la CFR Mera. Nu așa. Nu așa că greșim și vom fi prinși pe contraatac. Avem un duel interesant aici de ea că la Tovlevic. Bine, Hindrich.
Foarte bine și acum scăpăm pe contraatac. George aia a dat-o bine lui Mediop, iar acesta se duce care viteză bună Mediop. Putem să facem 2 la 0 și facem 2 la 0 cu CFR-ul. Ce contraatac! Ce contraatac! Suntem letali, suntem letali pe contraatac. Oh, minutul 18 abia pentru noi. Vom avea în continuare un meci greu, un meci dificil, ar trebui să-i urmărim așa cu atenție, să nu ne aruncăm și sunt sigur că vom reuși să trecem și peste prima repriză, că aici e mai greu. Lato până la Mera, îl găsește liber pe Luchin. Foarte bine, ia să vedem cu o cere, Jurj este singur, Jurj. Jurj acum vine cu o centrare bună, Năstăsie. Cât de aproape eram de 3-0, Bălgrădean e înmărmurit de ce se întâmplă. Iată cât de mult contează că am odihnit titularii în partida cu Ucluj. Mera, foarte bine este Mera cu balonul la picior. Foarte bine și iată mingea sare tot la noi, poate scapă Mediop încă o dată, iată că este scăpat acolo, 3-2 aici Mediop, Mediop, Mediop se întoarce și pasează la acțentă, 3-0, 3-0. Ce se întâmplă cu CFR-ul? Probabil sunt și puțin obosiți după partidele care le-au avut, dar totuși la valoarea lor așa să fi condus cu 3-0 este foarte, foarte, foarte rușinos. Lato. Barbos. Giorza. Câte pase, câte pase și Mediop 4-0. Ce primă repriză, ce primă repriză. Din nou s-au înțeles perfect atacanții noștri. Mediop are 6 goluri în Cupa României și iată, CFR-ul este knockout. Sincer, cred că o să-i scot pe cei doi din atac la scorul ăsta De fapt, nu, e mai bine Davis acolo care viteză. Să-i odihnim pentru meciul cu Farul, care l-avem peste 2 zile, că e important ăla. Întoarcem bine jocul.
Ferreira. Nu i-am lăsat de la început să ne joace și asta s-a văzut imediat. S-a văzut imediat că n-au putut, uite, dacă le dai puțin teren liber, joacă bine. Se aruncă în atac, iată, Deac este supărat, dar nu știu de ce. Mera până la lato. Să vedem viteza lui Davis, iată ce viteză are piticul atomic Davis, între care Davis acum vine și cu șutul blocat și aproape să marcăm, însă ne întoarcem foarte bine mai departe, acum venim cu un șut în blocaj și el. Nea pe contraatac Pereira. Bravo, băi, Mera, ce intervenție are Mera. Și iată că ne ducem, dă tute și mai dă și pase. Frumos. Frumos șutul. Ce să poată să schimbe CFR-ul, ce o vrea că... Jucăm până în minutul 70 și apoi ieșim, că e important să jucăm și cu farul. Barbosa o cere Davis, nu știe Barbosa când să paseze. Ne ajunge, n-are cum să mai luăm bătaie de la 4-0, nicio șansă, iată s-a terminat 4-0, scuze că dacă era 4-4 era belea și mergem mai departe în Cupa României, iată, mergem alături de Botoșani, Iași și să vedem la Steaua acolo ce va fi. Și deja avem meci în Liga 2 cu Faro. Băieții, vă dați seama că sunt knockout. Și apoi iar avem cu Craiova. Iar meci greu. Deci vom face să câștigăm aici. Din nou băgăm rezervele noastre. Da, nu, greșeală. Ia că-l bag eu pe ăsta, pe Radu. Bun. Barbosu out. Și-l bag pe Mane. Ivanovic intră aici. Cioinac. Nu, Rață și aici Cioinac. Castrat intră și el. Hai să băgăm ce mai poate. Uite, ăsta mai duce. Cam ăștia ar fi care mai duc așa cât de cât. Și iată, este sărbătoare aici la Timișoara după calificarea din Liga, din Cupa României, în ne-am calificat în semifinalele Cupei României. Vă dați seama, suntem la un pas de final, am distrus CFR Clujul cu 4-0. Șofran. E bună pasa, dar este dur Bozonca din poartă și
câștigă balonul. O pune jos acum Ivanovici până la mediu open, nu mai are, l-a citit acolo fundașul Farului. Avem mare nevoie de victorie în această partidă, pentru că bară măzărache. Într-adevăr, suntem obosiți, dar ce să putem face acum? Trebuie să tragem tare, iată-l pe Mediop. Mediop scapă, mai trece de un jucător, Mediop! Ce-a făcut Mediop? Ce execuție! Ce șut! Unde a intrat acest balon? Bine, tot pentru Mediop! Mediop! A încercat să câștige balonul, dar nu. N-a mai putut și iată-l după partida cu CFR. A mai zbutit un gol. Ivanovici, Mediop. A încercat să o arunce către Accente. Foarte bine, Radu. Cioinac. Nu era rea ideea, dar... Scutarul și-a băgat-o în poartă. Șofran. Păi ce idioți suntem, bă. Mamă, ce întoarcere! 2-1 pentru Faro. După 1-0 dat de băieții noștri. Mediop. Bine, până la rață. E lungă, nu! Trebuie să băgăm prospături, că nu, așa nu merge. Băgăm pe Popovic, că... S-a luat două gururi pe acolo, pe raza lui Radu, și nu e bine. Schimbăm atacanții, nu că nu au fost buni, au fost foarte buni, dar avem nevoie și de... cum să vă zic, să nu se accidenteze. Mi-e frică acolo, având
puțin din fitness, se poate întâmpla orice și iată olariul găsești de bine cu Mane. Mane la balon, l-a luat Ciolacu pe sus. Da, singura schimbare care nu a mers a fost că l-am băgat pe Popo. Hai, castrati, castrati. Du-te, du-te, Cioinac, Cioinac, intră în careu. Cioinac, Cioinac, nu știe ce să facă cu balonul. Hai, mă, dă și tu un gol, mă, firar, mă, s-a drept cu dășut. Dan Alex este scos din toți pepenii. Bă, măcar egal, bă, că apoi vin cu Craiova. Offside. Iată o Liga a doua extrem, extrem de spectaculoasă, ținând cont că i-am spart cu bătaia pe Craiova, le-am dat 4. Olariu. Tom, o scoatem de pe linia porții. Și ai, ei și omoară acum. Dă-l pe trei fotoie, vreau să ai fot. Haide mă, Olariu, 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 se toace frumos Olariu, acum vine cu o pasă. Barbosinia! 2-2! Nu e Barbosinia, scuze, castrate. Cât de bine așteptat Olariu, iată. Și pasa a fost perfectă. Și castrate a tras bine din prima, are două goluri în două meciuri jucate cu mine și se pare că am luat un atac am bun. Așa cum l-am simțit, eu l-am văzut, e bine. E de bine și l-am dat pe rusul și 150.000 de euro. A fost o sumă mare, însă haideți să fim atenți și să nu mai avem ce face că se fuera. Ne, e bine măcar că am scos un punct. Suntem mulțumiți în concă cu 24 de ore au jucat la Cluj, au bătut cu 4-0, suntem mai mult decât mulțumiți, părerea mea. Viitorul câștigă, Petrolul câștigă. Nicio surpriză acolo sus. Ba mai mult surpriza că ne-a întrecut Călărașul. Asta este surpriza. Acum vom avea meci cu Craiova Lumititelu, dar le vom vedea și în episoadele următoare. Bye bye!